Agitație mare joi la primăria Răcăciuni. Ileana Balint a împlinit 100 de ani pe 13 februarie și a fost sărbătorită în sala de festivități. Au fost alături de ea funcționari, consilieri locali, fiica ei, dar și alte persoane dragi. Primarul Lucian Cheța i-a pregătit câteva surprize și o diplomă de onoare. Comunitatea din Răcăciuni astăzi sărbătorește împlinirea 100 de ani a doamnei Balint Ileana cu... care are domiciliul în satul Răstoaca, acum la Răcăciuni. Noi pregătit așa un pic de zi festivă, cum ar veni, un tort, un buchet de flori, o diplomă, iar din partea Consiliului Local Răcăciuni i s-a alocat suma de 1500 de lei, în care a constat cumpărarea unei căruțe de lemne, iar diferența de bani le rămân dânsilor pentru pastile sau buzul casnic. Ileana Balint susține că are un stomac sensibil și întotdeauna a mâncat ușor. Poate din cauza asta a trăit un secol sau poate din cauza că are o zestră genetică bună. Sunt sănătoasă, mănânc ori, numai supi îmi place mult. Brânză nu? Brânză, lapte, smântână. Și câte o cafea dimineața, da? Cafea dimineața beau. Cafeaua nimeni m-a pomenit, nelipsită, da? Cu smântână sau cu lapte. Și cu caimac mult? Cu caimac, mănânc caimac. Dar mai am, vreau zic, 14 zile și am vaca cu vițel. Trăiască. Da, în afară de lapte, ce mai servești, Matalică? O lingură de ce dimineața așa? Așa dimineața, câte un pic de dulceață de miri de albini. Și mai ce? Dulceață de cireșe. Cea mai veche amintire a Ilenei Balint este de acum 97 de ani, când împreună cu tatăl său s-a dus să-și caute unchiul ucis în război. În ce dată te-ai născut și în ce an? Pe ce dată și în ce an? În ce an? În 1914, 13 februarie. Ai prins și primul război și al doilea război și colectivizarea? Să vă spun, în 1916 m-am dus la Mărășești cu tata. Acolo este fratele lui tata, Gheorghe Balint, care o aveți pe tablou. Da. E unchiul meu. Ar trebui să mi se facă și mie drept o moștenire a lui Gheorghe Balint, că e moșul meu, e fratele lui tata. Da. Și nu știu cine a făcut un act la cineva de la Pâncești, fără niciun drept. O să verificăm noi asta, da, la primărie. Dar acum trebuie să vorbim exact de ziua, da, matale. Și am mers la Mărășești, la mâna dreaptă, cum merge spre București. Este nouul Saivani. Acolo era nouul Saivani, unde a făcut tata pomană la poartă. Și ce-a fost acolo? Și acolo, la nouul Saivani, era un cetățean care era acolo și spunea așa: după ce ne-ați venit dumneavoastră? Am venit după tata, după fratele meu și n-a cine, e fica mea, e nepoata mortului. Și au spus așa, aici, cum se numea persoana care îl căuta dumneavoastră? Îl chema Gheorghe Balint. Ia să vă ne uităm la alfabet, la A, B, C, D, la litera B, litera Balint. Și l-a găsit acolo. Și l-a găsit. Și a zis așa, este mort aici, dar nu-i cu secriu, nu-i cu nimic, atâta i s-au luat actele care le avem acolo în cutia aceea, da. În ciment. Și acolo dânsul se află în Saivan aici, mort, ca cum stă chibritele, o să și director, și învățător, și profesor, și medici. Bătrânica vorbește despre vremurile când era domnișoară și croșeta danteluțe, despre părinți, longevivi ca și ea, și despre nepoți. Are mintea clară și o dorință foarte mare de a împărtăși celorlalți amintirile sale. Ar fi povestit două zile și două nopți dacă nu ar fi fost invitată să sufle în lumânări. Din partea Consiliului Local Răcăciuni, din partea primăriei, a mea, a colectivului primăriei, îți dăm o diplomă pentru vârsta pe care ai împlinit-o astăzi, da? Da. Uite, și un buchet de flori din partea noastră și a mea, da? Da. Hai să ne pup. Mulțumesc. Așa. Da, mulți ani trăiască, da? Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani!
cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani.